Hai să facem cel mai emoționant clip pe care l-am făcut eu până acum. Și probabil că vă sună și că sunt un pic mai serioasă decât de obicei. Să știți că nu mi-a fost ușor să vorbesc despre asta, să mă gândesc să vorbesc despre asta. Ați văzut din titlu, vorbim despre endometrioză și despre povestea mea practic cu boala asta atât de urâtă. Mi-a luat un an de zile să pot să vorbesc despre ce mi s-a întâmplat și despre ce am făcut. Și înainte să începem și să vă povestesc despre ce o să fie clipul ăsta, pentru că sunt mai multe părți în el, aș vrea să vă rog niște lucruri. În primul rând, aș vrea să îmi ascultați povestea fără să o judecați și fără să știți mai bine. În al doilea rând, aș vrea să îi dați un share. Indiferent dacă vă privește sau nu subiectul, indiferent dacă știți sau nu pe cineva care suferă de boala asta, dați un share pe Facebook, pe Instagram, unde vreți voi, faceți o mențiune undeva despre asta, pentru că o să vedeți din statistici și o să vedeți din datele oficiale pe care o să vi le dau, că o să vorbim cumva în mod oficial, pe lângă faptul că vă zic și care e povestea mea, o să vedeți că se știu foarte puține despre boala asta și nu că n-am auzit noi vreodată despre ea, pentru că sunt sigură că majoritatea dintre noi am auzit cel puțin odată că există o boală care se cheamă endometrioză, ci pentru că, din păcate, sunt foarte mulți medici chiar, din mare păcat, ca să zic așa, sunt foarte mulți medici care nu știu să diagnosticheze corect și nu știu să îndrume o femeie corect, astfel încât să facă ceea ce trebuie și să se trateze până nu este prea târziu. Iar atunci când e prea târziu, deja vorbim de niște cazuri urâte, deja vorbim despre niște metode de rezolvare absolut dramatice și deja vorbim de niște dureri pe care cu greu le poți suporta. O să vă zic și faptul că ideea acestui clip sau imboldul să fac până la urmă clipul ăsta, deși dacă mă urmăriți de anul trecut știți că am trecut prin două operații, știți că a doua a fost mai nasoală decât prima, știți că v-am zis că există posibilitatea ca la un moment dat să vorbesc despre asta, așa cum exista și posibilitatea să nu vorbesc niciodată despre ce mi s-a întâmplat, dar o să vă zic în mare, nu o să vă zic tot pentru că o parte din poveste este suficient de nasoală astfel încât să o păstrez pentru mine și să nu vreau să o dezvălui decât dacă mă voi hotărâ să fac ceva oficial în privința asta, deși I don't need this shit in my life, sincer vă zic, puteți să mă judecați și puteți să ziceți orice pe partea asta, nu știu dacă vreau să iau așa o sapă și să mă apuc să sap într-un pământ care deja s-a întărit, ca să zic așa. Ideea este că m-am mobilizat să fac acest clip pentru că într-o zi mi-a scris o prietenă, Ginger on Heels, de care v-am mai zis aici. Mi-a scris și mi-a zis, uite, merg aici, vrei să vii cu mine? Și era o invitație din partea Avantaje, din partea revistei Avantaje și a Monța Hospital, cred că se cheamă, spitalului Monța, care cumva și-au atașat sau au creat un endomedicare. Acest endomedicare fiind un centru de excelență care posedă în acest moment cea mai mare certificare la nivel european, certificare de excelență, ceva de genul ăsta. O să vă zic din dosarul acesta în care am o grămadă de informații. Și e cumva susținut centrul ăsta și de Societatea de Endometrioză și Infertilitate Est-Europeană. Da, endometrioza este o boală care dă infertilitate. Ha, și brusc m-am emoționat. Nu sunt în stadiul ăla. Nu vă gândiți că am ajuns acolo. Sper, Doamne ajută. Dar mi se pare că cel mai nașpa lucru pentru o femeie
este să primească o veste. De genul ăsta. Mă gândesc de două zile la clipul ăsta și... haide, Raluca! Mi-am propus să nu plâng și mă gândesc de două zile la clipul ăsta și... mă gândeam că o să fiu tare, dar se pare că nu sunt. Așa că până când am să mi revin și până când am să fac rost de un șervețel ca să nu mi se scurgă toate lacrimile pe aici, stau așa pentru că stă să-mi pice o lacrimă la naiba. Haide, Raluca, fii puternică! Ce mai rău a trecut oricum pentru mine anul trecut și sper că ce mai rău a trecut pentru mine anul trecut. Da, o să vedem asta, o să vă zic și ce am făcut între timp. Hai să vă introduc așa în subiect și de unde am putea să aflăm cele mai bune informații decât de la cei care le dețin. Așa că o să o ascultăm vorbind un pic, punem un fragment din discursul doamnei profesor dr. Elvira Brătilă, care întâmplător este și soția domnului profesor care m-a operat pe mine anul trecut și m-am bucurat din suflet că l-am întâlnit pe dumnealui acolo și cu siguranță o să ne vedem în iulie la control. Ideea este că vreau să o ascultăm până mă calmez și eu un pic și îmi reintru în ritm și după ce ascultăm un fragment oficial o să vă zic eu tot din surse oficiale, respectiv din comunicatul de presă cu care am plecat de la eveniment, câte ceva despre endometrioză, ce nu am pus deja menționat de dumneaei și apoi o să vă zic povestea mea. Iar în încheierea acestui clip, pentru că toți suntem la partea de orar, ca să zic așa, în încheierea acestui clip, o să avem două colete, facem și unboxing, pentru că ce-ar fi viața fără unboxing, doar că sunt două colete care cumva sunt legate de subiectul ăsta al feminității și al îngrijirii pe care noi trebuie să ne-o acordăm. Și dacă o să aveți răbdare, puteți să rămâneți și la partea de final. După cum vedeți, le-am pus la final pentru că vreau ca subiectul principal să fie endometrioza și vreau ca subiectul principal să fie povestea pe care eu am trăit-o, fără să credeți vreodată sau vreo clipă că sunt doctor sau că am venit aici să vă dau vreun sfat. Singurul sfat pe care vi-l dau este să insistați să mergeți la doctor dacă în perioada menstruală durerile voastre sunt un pic mai mari decât de obicei. Domnul doctor care a vorbit cu doamna profesor la acest eveniment spune că nu trebuie să te doară în perioada menstruală. Eu sunt de părere că probabil că din punct de vedere fizic e normal să doară un pic. Asta e părerea mea. Nu vreau să mă contrazic cu nimeni, dar asta e părerea mea. Doar că dacă durerea este cruntă, dacă durerea este insuportabilă, dacă durerea te paralizează la propriu pentru că nu te poți mișca, e semnul clar că te duci la 10 doctori și te duci din doctor în doctor până în momentul în care îl găsești pe cel care îți rezolvă problema. O să vedeți de ce zic asta și o să vă povestesc cum am ajuns eu să știu că am endometrioză, cum am ajuns eu la urgență cu endometrioză și cum mi-a luat 2 luni să găsesc o soluție potrivită pentru a rezolva această problemă. Dar hai să ascultăm pe doamna profesor și revin eu imediat cu alte detalii. Trebuie să știți că Endometriera Academy asigură la ora actuală asistență medicală personalizată complexă în endometrioză, în conformitate cu standardele științifice cele mai avansate și nu a apărut peste noapte. Vorbim de peste 15 ani de experiență în chirurgia endometriozei, peste 450 de intervenții complexe în cazul de endometrioză profundă, dar mai presus de toate, vorbim de doamna profesor dr. Elvira Brătilă, fondatoarea acestui proiect medical, dar și de medicii dedicați care și-au pus toată priceperea și expertiza pentru a le oferi pacientelor din România soluții terapeutice și îngrijire medicală de cel mai înalt nivel.
Vă spuneam, doamnelor, domnilor, vă spuneam că în prima linie a războiului cu endometrioza se află doamna profesor dr. Elvira Brătilă, medicul care a pus la punct un concept nou în chirurgia endometriozei și l-a adus în prim plan cu rezultate uimitoare. Doamna Elvira Brătilă este profesor universitar. Este doctor în medicină, membru fondator al Societății Est Europene de Endometrioză și Fertilitate și este autoarea celor mai multe premiere în specialitatea sa. Este prima care a introdus în România chirurgia robotică în ginecologie și prima care a realizat excizia colului uterin exclusiv pe cale mini-invazivă. Este cea care a reușit să abordeze terapeutic predictiv ganglionul santinelă în cancerul de endometru și prima care a deschis premizele unui domeniu complet nou, cel al esteticii ginecologice și al chirurgiei reconstructive de teritoriu. M-am plecat către patologia complexă pe care de altfel o și întâlneam în practica clinică, oncologia, deci cancerele ginecologice, și am mai descoperit o boală, endometrioza. Endometrioza care, așa cum spuneam și vorbeam cu domnul doctor Munteanu, în cărțile de chirurgie sunt 2-3 fragmente, iar în ginecologie este un capitol pe care trebuie să-l învețe tânărul care își dorește să devină specialist de obstetrică ginecologie. Un capitol care practic nu spune foarte multe lucruri despre această boală. Este un capitol peste care treci ca peste oricare altele, fără să înțelegi foarte mult din această patologie și te trezești tânăr specialist. Eu am avut totuși norocul să mă lovesc încă din rezidențiat cu femei care suferau de această boală. Am avut norocul să fiu educată în chirurgie pelvică și să iau contact încă din rezidențiat cu specialiști atât din Europa cât și din America care tratau această boală, o tratau minim invaziv. Am văzut cum au evoluat practic toate procedeele atât chirurgicale, cât și practic arsenalul medical pe care l-avem la îndemână în toți acești ani. Vorbim practic de aproape 20 de ani. Este o boală care presupune multă suferință de ani de zile, presupune un diagnostic complex, presupune o experiență pe care trebuie să o aibă specialist în obstetrică ginecologie, trebuie să aibă o echipă de imagist bine antrenat care să-l ajute în diagnosticul acestei boli. După aceea vine tratamentul. Pentru tratamentul acestei boli nu mă refer numai la tratamentul chirurgical și medical, mă refer la ceea ce presupune și impactul durerii de atâția ani asupra femeii, mă refer la echipă cu psihologul, psihoterapeut, cu fizioterapeut. Ce înseamnă cazuri complexe? Cazuri complexe înseamnă cazuri în care endometrioza depășește, practic, localizarea ei în jurul organelor genitale, uter, ovare, se localizează pe organele pelvine, vecine, intestin, vezică, pe lângă uretere, sau depășește sfera pelvisului. Adică depășește ceea ce am arătat eu în Exact. Și aceste cazuri trebuie tratate la momentul oportun, cât se poate de corect și onest pe pacient. Nu, pune-te unde trebuie. De asemenea, am văzut că avem un număr reprezentativ de cazuri pe care să le consultăm. Nu orice pacient cu endometrioză trebuie să ajungă la tratament chirurgical, pentru că există tratamentul medical care se adresează foarte clar anumitor cazuri. Ne-am dat seama că avem activitate științifică, articole despre care vă spuneam, avem activitate de educare a tinerii generații, de educare a colegilor noștri din cursuri, din workshop-uri și am realizat chiar și un masterclass în plină pandemie sub egida European Endometriosis League, tocmai pentru a educa colegii în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul acestei boli și astfel am aplicat pentru această certificare europeană despre care colegul doctorul Coroleuc o să vă spună mai multe, pentru că suntem o echipă sudată, foarte bine sudată și după cum vedeți nici nu ne-am vorbit, dar ne-am ales aceeași culoare cu care ne-am îmbrăcat. Așadar, discutăm despre endometrioză. Este motivul pentru care ne aflăm aici și nu doar acesta. Suntem în posesia unui breaking news medical legat de endometrioză, o veste bună de altfel, despre această boală, căreia i s-a spus în vecichii, cu inamicul
ascuns al femeilor, boala cu 1000 de fețe. I s-au spus, are multe, e adevărat că endometrioza are foarte multe tare, are tarele ei, pentru că afectează o femeie din 10 la vârstă reproductivă, fiind una din cauzele principale de infertilitate la femei. Din fericire, în România, în linia întâi de luptă împotriva afecțiunii, se află Endomedicare Academy, prima academie de endometrioză din țară, totodată centru de excelență, care în urma unui proces de evaluare riguros a obținut cel mai înalt nivel de certificare din partea auditoriului european EuroEndoCert. Foarte prost, m-am gândit eu astăzi să îmi pun doar un CC cream pe față ca să îmi curgă lacrimile și să am așa un fel de mozaic. Dar mi-am luat aici cervețelul și îl țin aproape de mine. Sper că v-au atras atenția informațiile pe care le-ați avut până acum și aș vrea să vă mai dau și eu câteva detalii oficiale. Repet, vorbim deocamdată din surse oficiale și sursele înseamnă comunicatul de presă pe care cei de la Endomedicare Academy ni l-au dat în momentul în care am plecat de la acest eveniment. Zicem așa, endometrioza este una dintre cele mai răspândite afecțiuni ginecologice. Și aici aș completa eu și cea mai puțin diagnosticată corect. O să vă zic de ce imediat. Conform World Health Organization, la nivel global, 10% din populația feminină global, da? Adică 176 de milioane de femei aflate la vârsta reproductivă suferă de endometrioză. Asta înseamnă practic că una din 10 femei are endometrioză. Gândește-te la cele mai apropiate femei de tine și, nu știu, ia-le pe cele 50 cele mai apropiate sau, în fine, cu care intri în contact, indiferent că sunt colege de facultate, pentru că, da, există endometrioză de la 20 de ani, poate că și mai puțin de atât, indiferent că sunt colege de muncă, indiferent că sunt vecine, că sunt prietene, că sunt rude, adună-le pe toate în mintea ta și gândește-te că din 50 de femei, 5 au endometrioză. Nu-ți spun acum ție, vezi că femeile de lângă tine au, dar ca idee, odată la 10 femei, din acelea 10, una are endometrioză. Și în România nu există o statistică oficială pentru că, hei, dacă nu știm nici măcar să diagnosticăm, de ce am avea și statistici? Dar, luând în calcul incidența de 1 la 10, raportat la nivelul global despre care am zis mai sus, cifra estimativă este de 500.000 de cazuri. 500.000 de femei din România suferă de endometrioză. Statistica este subevaluată pentru că există o diagnosticare suboptimală sau tardivă, diagnosticul trenând în medie 5-7 ani de la apariția simptomatologiei. În cazul meu, aș zice că au fost aproximativ 2 ani și jumătate, cu mențiunea că mie mi s-a întâmplat ceva în perioada, hai să zic, în cele 6 luni anterioare declanșării stării de urgență. Pentru că, practic, în momentul în care am intrat în lockdown, nimeni nu mai putea face nimic. Și oricum de acolo viața mi s-a schimbat radical și oricum și după ce am ieșit din lockdown, fiind în starea asta de alertă și având o grămadă de restricții, nu te gândești că o dată pe lună te doare, pentru că ai alte lucruri mai importante de făcut și toate incertitudinile și toate lucrurile care s-au întâmplat complet diferit față de cum era viața înainte de pandemia aceasta, te fac, te-au făcut poate, sau m-au făcut pe mine, pentru că vorbesc până la urmă de mine, m-au făcut să mă gândesc la alte lucruri. Și a durat un an de pandemie, exact un an de pandemie, și o jumătate de an înainte de declanșarea lockdown-ului, plus toată perioada lockdown-ului, da, cam 2 ani și jumătate sunt. Și aș putea să mă consider un caz fericit. Sincer, aș putea să mă consider un caz care până la urmă a avut un final fericit. Dar până la urmă, că am tras foarte mult. Endometrioza are un potențial invalidator major. Femeile afectate de boală prin durere, infertilitate și impact asupra calității, fiind invalidate în rolul familial, profesional și social. Uite, chestia asta am auzit-o și la eveniment și
mă gândeam așa, doamne, dar de ce zic oamenii ăștia asta? Adică, ok, eu am asta, am găsit o soluție și am rezolvat-o și merg mai departe și îmi trăiesc viața și cei din jurul meu care știu că am asta, pentru că nu toată lumea știe, să vă zic sincer, nu am vrut, mi-a fost foarte greu să accept pentru mine în primul rând și în al doilea rând, nu am vrut ca cineva să mă privească cu milă și ca cineva să aibă preconcepția faptului că dacă am endometrioză, gata, nu mai pot face copii. Sincer vă zic, ăsta a fost motivul pentru care sunt puțini oameni care știu asta, iar motivul pentru care acum am luat decizia să vorbesc despre asta este pentru că a trecut suficient timp. Sunt destul de relaxată, sunt destul de împăcată cu faptul că am trecut prin această experiență. Sincer, sper să nu recidiveze. Cu siguranță, la un moment dat, vom lua și decizia finală în cazul unei sarcini sau în cazul unor moștenitori, ca să zic așa. Doar că nu mi-a luat un an să ajung în punctul ăsta. Și ăsta e, așa cum ziceam, motivul pentru care nu am spus celor de pe lângă mine, de principiu, nu le-am spus tuturor deschis despre ce a fost vorba. Ok, hai să vedem. Cu expertiză de peste 450 de intervenții în cazuri complexe de endometrioză profund infiltrativă, Endomedicare Academy a devenit un centru reper în managementul acestor cazuri care exced zona pelvină, necesitând echipă multidisciplinară, constituind astfel un model de urmat pentru alte centre dedicate endometriozei din România și un suport de mentorship advice în intervenții complexe de endometrioză. Echipa propune conceptul chirurgical One Stop Shop Surgery in Endometriosis, excizia corectă și completă a leziunilor de endometrioză de la prima intervenție chirurgicală, păstrând în focus obiectivul conservator de prezervare a potențialului reproductiv al pacientelor care își doresc să aducă pe lume copii. Profesor dr. Elvira Brătilă, medic primar obstetrică ginecologie, subliniază: din păcate, ne confruntăm în România cu o insuficientă cunoaștere a acestei patologii, chiar în rândul medicilor. Este motivul pentru care diagnosticul poate întârzia ani, endometrioza fiind descoperită frecvent în contextul infertilității. Cât de trist mi se pare treaba asta. Foarte, foarte trist. Pe de altă parte, chirurgia endometriozei este extrem de complexă și trebuie adresată chirurgilor experimentați, care să iau o decizie chirurgicală echilibrată între obiectivul de a exciza complet și corect leziunile de endometrioză și obiectivul de a proteja potențialul fertil și rezerva ovariană, care poate fi ireversibil afectată în urma unui management chirurgical inoportun. Uite aici o parte foarte importantă. Ce înseamnă, din punctul nostru de vedere, al Endomedicare Academy, un management terapeutic optim pentru pacientele care suferă de endometrioză? 1. Diagnostic și tratament recomandat a fi realizate în centre specializate în diagnosticul și tratamentul endometriozei, în cadrul cărora chirurgia să fie adresată chirurgilor supra-specializați antrenați în chirurgia complexă a endometriozei. 2. Abordare multidisciplinară, echipă care să integreze chirurgie ginecologică, chirurgie colorectală, chirurgie urologică, expertiză în infertilitate, kinetoterapie, consiliere în nutriție, psihoterapie. 3. Abordare holistică a pacientelor, trup, minte, spirit, impactul bolii fiind major pe toate palierele, calitatea vieții acestor paciente fiind afectată ad integru. Proiectul de comunicare endometrioză este un punct dureros, alege responsabil pentru viitorul tău, este un proiect educațional amplu, desfășurat sub egida Societății de Endometrioză și Infertilitate Est Europeană, în parteneriat cu Gedeon Richter. Gedeon Richter fiind o companie farmaceutică importantă în Central East Europe, cu o prezență directă și în dezvoltare în Europa de Vest, China și America Latină. În fine, mai spun ei aici ce înseamnă Gedeon Richter și cred că astea ar fi detaliile pe care
aș fi vrut să vi le dau din comunicatul de presă. O să vă las acum să mai vedeți o bucată de informație de la acest eveniment și după am să vă povestesc experiența mea. Iar de la 7 în sus sunt perioadele în care deja încep să ai absenteism de la servici, de la școală. Noi ne ghidează foarte mult această scală a durerii, pentru că realizezi și impactul durerii asupra pacientului. Nu înseamnă neapărat că o durere sub 6 la menstruație nu înseamnă endometrioză, cum poți să citești în unele locuri. Durerea este percepută diferit, fiecare are gradul lui de a percepe durerea. Iar în momentul în care tot o simți, capere o hipersensibilitate la orice stimul dureros. Dar această scală a durerii te ajută să vezi ce impact are durerea asupra vieții tale de zi cu zi și atunci știi cum să ajuți pacientul. Dar concret unde te doare? Te doare burta? Te doare partea de jos? Cum spunem noi femeile, mă dor ovarele? Durerea pe mine este durerea de la umbilic în jos. Toată partea de toată jos? Toată partea pe mine de la umbilic în jos. Cel mai simplu de arătat. Care de multe ori, spre deosebire de durerea de coloană sau durerea care, sigur, e și endometrioză care afectează nervii somatici, este durerea care este descrisă exact ca o flacără care arde până în sus. De ce? Pentru că noi avem un sistem vegetativ care ne asigură inervația organelor pe vine, intestine, tract urinar, tract genital. Și toată această inervație vegetativă, practic, pornește de sus, din epigastru, de sub, cum ar fi, sub rebordul costal și merge jos până la nivelul pelvisului. De aia este descrisă ca durerea care începe în pelvis, ca o flacără care începe în pelvis și arde tot abdomenul. Asociază greață. Nu sunt întâmplătoare toate aceste simptome vegetative care apar odată cu menstruația. Sigur că de multe ori, cât ai fi de experimentat, poți să nu vezi la examenul clinic și ecografic leziunile de endometrioză. Nu mă refer la chisto endometriozică, la poate să-l vadă orice tânăr rezident. Mă refer la leziunile de endometrioză profundă. Dacă vine cu dureri, îi spui, nu văd la momentul ăsta niște leziuni, dacă nu le văd eu, puțin probabil să le vadă și remeneul. Asta nu înseamnă că nu există. Pot să existe leziuni de endometrioză superficială care, datorită inflamației pelvice care o creează, dau dureri care pot să fie extrem de somatoase, mult mai intense decât ale pacientei care și-a pierdut motilinichiul. Pentru că nu este pacientă care să nu se fi dus la medic. S-a dus, dar durerile ei nu erau atât de intense, aveau un alt prag de durere, încât a ajuns să pierdă privițiu fără să-și dea seama. Ce protocol de diagnostic există? Ce trebuie să facă o femeie? Unde să se ducă? Să ceară ce? Ecografie transvaginală? Practic trebuie să ceară un consult ginecologic, iar medicul, dacă nu găsește o cauză a durerii, poate să trimită pacienta la un specialist în durere cronică pelvină, pentru că și de cele mai multe ori specialistul endometrioză are cunoștințe și de durere cronică pelvină, că nu orice durere cronică pelvină este endometrioză, că nu uităm acest lucru. Durerea cronică pelvină necesită un anumit tip de investigație, un anumit tip de anamneză. Dacă eu, spre exemplu, nu găsesc cauza durerii, asta nu înseamnă că nu există. Pot să o trimit la altcineva care să vadă ceea ce eu nu văd. Dar nu înseamnă că nu există o cauză. Iar pacientelor nu trebuie să le fie teamă, oricum sunt paciente curajoase, sunt paciente care trăiesc de atâția ani cu durere, nu trebuie să le fie teamă că de multe ori primesc o indicație terapeutică agresivă. Spunea și domnul doctor, trebuie să tai o bucată de intestin pentru că s-a dus și acolo. Trebuie făcut exact ceea ce este corect în această boală, la momentul potrivit, de către echipa care are experiență în tratamentul acestei boli. Durerea pelvină asociată cu perioada menstruală este cel mai frecvent simptom al endometriozei? Durerile cauzate de endometrioză ies în evidență într-un fel? Durerea
este daună din simptomele cele mai frecvente în această lume. Câte mari sunt durerile, doamna doctor? Înfiorătoare. Deci, adică pe o scară de la 1 la 10? 10. 10? Chiar astăzi am consultat o pacientă, pentru că, mă rog, eu le văd pe paciente câteodată cu săptămâni sau luni înainte, care m-a rugat disperată să-i mai dau ceva de durere, pentru că încercase toată gama, făcea injecții. Bănesc că iau antiinflamatoare. Antiinflamatorii, toate clasele de medicamente, inclusiv perfuzii. Își punea și o să aibă tromboze venoase din cauza că n-a perfuzii foarte frecvente. Deci durerile sunt într-adevăr 20, pe o scară de la 1 la 10. Durerile la menstre sau te doare și între menstre? Mai ales la menstre. Și între, dar la menstre sunt absolut îngrozitoare. Ar putea fi acesta un semnal de alarmă pentru femei? Desigur. Durerea devine cronică, continuă. Și rezultatele postoperatorii sunt diferite și rezultatele la tratamentul medical e diferit. În momentul în care o iei din pipă, cum ar fi de la început, când e doar durere la menstruație, atunci și tratamentul, fie medical sau chirurgical, își face mult mai bine efectul. În momentul în care s-a instalat durerea cronică pe vină, deci o durere permanentă care durează de peste 6 luni la nivelul pelvisului, rezultatele tratamentelor sunt mult mai greu de obținut. Sunt paciente care au nevoie, după, chiar și după tratamentul chirurgical, de tratament care să le ajute să uite durerea, pentru că creierul are o plasticitate, iar această durere își pune amprenta asupra lui, astfel încât durerea poate să existe și în absența stimulului dureros. Este același lucru pe care îl descrie pacientul cu membru fantomă. După tăierea unui membru, simte că l-are bal și doare. E același lucru și în cazul femeilor cu endometrioză. E o durere de lungă durată, de ani de zile, care începe de cele mai multe ori în adolescență. Este amețită, ca altfel nu pot să-i spun, de analgezicele uzuale. Trece inițial la administrarea unui medicament în prima zi de menstruație, după aceea e nevoie de din ce în ce mai multe medicamente, până când, la un moment dat, acestea nu-și mai fac față. Iar această durere trebuie să-i atragă femeii un semnal de alarmă că ceva e în neregulă. Nu e normal să te doară. Nu e normal să ai tot felul de simptome la menstruație. Nu e normal să ai dureri între menstruație. De multe ori, pacienta își găsește singură diagnosticul și își pune întrebarea, oare nu am endometrioză? Femeile cu endometrioză sunt foarte educate din punct de vedere medical. Vorbești cu ele și le explici în termeni medicali și te înțeleg. Pentru că vin deja cu lecția învățată, poate de multe ori mai bine decât doctorul. Ok. Hai să vă explic cum am aflat eu că am această endometrioză și în ce mod, cu totul atipic, am ajuns să o și tratez. În primul rând, așa cum v-am menționat mai devreme, cu aproximativ jumătate de an înainte de punctul 0, respectiv martie 2020, când a început toată nebunia, am început să am dureri foarte mari. Eu am dureri în perioada menstruală de când mă știu eu. Dar până acum durerile treceau cu un Nurofen, poate două pe zi. Țin minte că o singură dată în facultate și atunci aveam niște chisturi. Sper cel puțin că aveam niște chisturi, pentru că acum mi se pare că orice îmi zice oricine, nu cred până când nu fac toate analizele. Dar o singură dată în facultate luasem deja două Nurofen, nu-mi trecea cu nimic, am intrat într-o farmacie pe la Unirii și am zis, vă rog, dați-mi ceva pentru că efectiv nu mai pot. Și doamna mi-a zis, ce ați luat? Două Nurofen? A, stați liniștită că puteți să luați până la 8 pe zi. Aia mi-a rămas în minte, o să-mi rămână toată viața. Ideea este că în ultimele 6 luni înainte de martie 2020 tot aveam dureri foarte mari. Dar față de cum mă durea în momentul în care începeau zilele acelea de menstruație, în perioada asta m-a durut
La modul că, în momentul în care începea menstruația și începeau durerile, nu mă puteam mișca. La birou îmi puneau colegii două scaune, scaune normale de birou, dar mi le puneau unul în fața celuilalt ca să mă pot chirci acolo pe patul scaunului și să mă rezem de spătar și cu picioarele în celălalt spătar. Și îmi aduceau apă cât putea să fie de fierbinte la chiuveta de la birou și mi-aduceau apă și îmi puneam pe burtă, în zona asta pelvină, cred că se cheamă pelvina pelviană, aici, în subburic, practic, pentru că asta este toată zona. Și nu mă puteam mișca 40-45 de minute, o oră. Asta dacă m-a apucat la birou. Dacă m-a apucat acasă, pentru că mi s-a întâmplat să mă apuce și dimineața acasă, țin minte că odată, într-o lună, cred că prin octombrie sau noiembrie 2019, mă îmbrăcam, aveam pe mine un maieu și un dres din ăla negru mat, îmi pusesem deja un maieu și dresul și a început o durere de m-am trântit pe o parte pe pat și așa am stat 45 de minute. Efectiv, nu m-am putut mișca. Dacă puteți să înțelegeți cât de nasol a fost, în momentul în care mă apucau durerile, dacă eram aici, dacă nimeream așa aici, așa rămâneam 45 de minute. Efectiv, nu mă mișcam. Când respiram, mi se părea crunt. Era, nu pot să vă descriu. Și mie tot timpul mi-au trecut durerile cu o singură pastilă. Vă menționez, dar nu o luați de bună. Nu vă recomand să luați pastile și nu asta este ideea, doar că vă zic ce a funcționat în cazul meu. Luam o pastilă de Tador, de cele mai multe ori mi-aducea Cristian, pentru că nu mă descurcam singură, nu vreți să știți, dar luam o pastilă de Tador și cu Tador mă puneam pe picioare în 45 de minute, o oră, după ce stăteam așa imobilizată, nimeream într-o parte. În fine, acum glumim că n-avem ce să facem. N-am stat, nu vă imaginați că am stat, m-am dus la doctor. Dar m-am dus la un doctor de la clinica la care aveam pe vremea aceea asigurare medicală și am zis, doamnă, mă doare foarte tare, problema este asta. Eu sunt genul de om care odată pe an și-a făcut negreșit, dar negreșit, analizele, toate analizele. Pornind de la cele de sânge, inclusiv markeri hepatici și toate cele și terminând cu setul de analize, Papa Nicolau, secreții și așa mai departe. Nu sunt genul de om care a stat vreodată și s-a gândit, lasă că îl fac la anul, că nu, sunt tânără, n-am nimic. Nu. Sunt conștientă de faptul că trebuie să avem grijă de noi, trebuie să ne îngrijim de a fir a păr de la un capăt la altul, că dacă nu noi ne îngrijim, nu o să vină nimeni să se îngrijească de noi, ca să zic așa. E, ideea este că m-am dus la un doctor și i-am spus oful, mi-a făcut toate analizele, totul părea absolut normal, adică mi-au ieșit toate bune și în limite și mi-a zis, sunteți suspectă de endometrioză. Acum, dacă auziți vreodată asta din gura unui doctor în urma unei consultații, să știți că ăsta este maximul pe care vi-l poate zice un ginecolog. Sunteți suspectă de endometrioză. Pentru că endometrioza nu este o boală care se diagnostichează pentru că vă duceți la un doctor și zice, aha, chisturile astea. Într-adevăr, sunt medici foarte buni. Domnul profesor care m-a și operat pe mine a văzut din start. Adică s-a uitat cu un ecograf și a văzut din start tot ce este acolo și mi-a zis aveți asta, asta, dimensiunea asta, asta, așa, aici acoperă atât, aici acoperă atât, se întâmplă în felul ăsta, asta este rezolvarea. Însă, sunt foarte puțini doctori atât de experimentați astfel încât să poată să spună asta. Și majoritatea doctorilor o să treacă doar suspiciuni. Pentru că în mod real și în mod cert există un remene care este scump din păcate și care se face în niște condiții cu niște geluri. Nu intru în detalii că nu vreau să vă sperii, trăiești după el, că uitați-mă, trăiesc, dar a fost așa un pic mind-blowing în momentul în care mi-au explicat la clinică ce urmează să fac
și cât o să dureze. Dar nu vreau să vorbesc despre asta pentru că fiecare femeie poate să perceapă într-un fel. Ce mi se pare mie nasol, ție poate să ți se pară foarte simplu. De asta v-am zis și de aici că se recomandă, cum zic, se recomandă, unde am citit? Am citit undeva. Că se recomandă ca medicii care tratează endometrioza să fie supracalificați. Pentru că e foarte greu pentru un medic normal să diagnosticheze, dar nu imposibil. Medicul ar trebui să vadă că formațiunile acelea chistice sunt ușor diferite în momentul în care te duci și faci un control și ar trebui negreșit să zică du-te și fă asta pentru că e spre binele tău și Doamne ajută să ai un rezultat negativ, dar mai bine te duci și faci decât să suferi până nu mai poți. Plus că, așa cum zicea și doamna profesor la evenimentul acesta, faptul că te doare în perioada menstruală și faptul că ai niște dureri mari este primul semn care indică o endometrioză. Nu o luați motamo, că sunt și femei pe care le doare fără să aibă această endometrioză, dar de principiu, dacă te doare, ăsta e un semn că acolo este o problemă. Dacă te doare mult, evident, dacă te doare foarte tare, cum rămâneam eu paralizată, păi dacă eu stau așa și rămân în poziția asta și nu mă mișc, nu respir, nu întorc capul, nu fac nimic, e clar că acolo e o problemă. Doar că după consultația pe care eu am avut-o și după ce au venit rezultatele analizelor și mi s-a pus această suspiciune de endometrioză, doamna doctor mi-a zis, vreți să faceți copii? Și am zis, doamnă, da, în viața asta o să vreau să fac copii, că în primul rând eu iubesc foarte mult copiii și tot timpul am zis că dacă va fi să nu am vreodată vreun copil, că sunt conștientă că nu ne-e dat tuturor să avem copii, cu siguranță voi înfia un copil, adică într-un mod sau altul eu o să am copii în viața asta. Și am zis, da, normal, voi avea la un moment dat. Eu zic să mergeți acasă să vă puneți pe treabă și în maxim 3 luni să rămâneți însărcinată, pentru că există, asta e posibilitatea de a stopa evoluția acestei endometriozi, care în primul rând era suspiciune, în al doilea rând e o boală care dă infertilitate, da, ok, înțeleg de ce mă îndemn să fac copii, dar înainte să mă îndemn, nu vrei să vedem și în ce stadiu sunt? Și în fine, m-am dus acasă, m-am apucat să fac niște investigații în sensul ăsta, doar că neprimind un diagnostic un pic mai greu și cred că aici am greșit eu, adică sunt conștientă de faptul că asta a fost vina mea și de asta am ajuns în situația în care am ajuns câteva luni mai târziu și eu m-am lăsat un pic pe tânjală și să zicem că a venit decembrie, au venit sărbătorile, după aia ianuarie e o lună mai amorțită în care oamenii nu prea fac nimic. Nici nu mai ai cu ce, că de sărbători cheltui toți banii și în ianuarie ești mai leșinat un pic, că asta e realitatea, adică nu cred că e cineva care în ianuarie zice, mamă, câți bani am, eu fac de toate, adică, na, în fine, așa. Apoi februarie s-a dus repede că a fost februarie și oricum am avut atât de multă treabă încât nu știam de capul meu și apoi în martie a venit lockdown. Și în lockdown nu te mai gândești, te gândești numai la ce Dumnezeu faci și ce o să se întâmple și ai o incertitudine din aia cât așa și morcovul peste tot și na. Asta a fost realitatea. Și a trecut un an de zile și în februarie anul următor, adică după un an de lockdown, pe 28 februarie, mi-a fost foarte rău. Mi-a fost foarte rău la modul că aveam frisoane, mă durea tot corpul, aveam temperatură și eram convinsă că am virus. Și am sunat la 112, am spus ce am, mi-au zis că îmi trimit o salvare normală și că ei o să decide dacă îmi trimit PCR sau nu. A venit salvarea normală după 5 ore, ceva de genul, că n-am doar, nu eram așa grav, că aveam niște simptome de virus. Și cei de la salvarea normală îmi făcusem eu test rapid acasă, era negativ, mi-au făcut ei pe salvare test rapid, era negativ și mi-au zis că ei cred că este apendicele și că îmi propun să mă ducă la urgență, astfel încât să
pot să fac ceva și să știu sigur ce e, că nu e de glumă cu apendicele și, Doamne ferește, pot să mor din asta. Doamne ferește. M-am dus la urgență, am stat acolo de la 5 după amiază până la 12 noaptea. Am trecut prin toți doctorii, prin toate analizele, prin toate ecografiile, prin toate radiografiile, iar la doctor, iar mai ia niște sânge, iar mai foi, iar mai drece. Până la 12 noaptea am ajuns la un chirurg care mi-a zis: domnișoară, apendicele îl scoate sau veniți mâine grav. Și când auzi așa și știi că poți să mai faci și peritonită și ce Dumnezeu mai faci, dai în septicemie, zici, hai scoate-l, că ce să facem? Mi-au dat o pijama de unică folosință din spital, nu mai aveam nimic. Îmi dat seama, aveam telefonul care nu mai avea baterie, că stătusem atât acolo, și mai aveam buletinul, nu aveam niciun leu, nu aveam nimic, atât, buletinul și telefonul, aveam și hainele de pe mine. M-au operat la 2 noaptea, operația trebuia să dureze 45 de minute și eu să ies din spital miercuri. Asta se întâmpla duminică spre luni noaptea. De fapt nu, se întâmpla luni spre marți noaptea, pentru că duminică spre luni mi-a fost mie rău, luni toată ziua așa, luni spre marți noaptea. Operația trebuia să dureze 45 de minute și să mă externeze miercuri. Operația a durat 2 ore și m-au externat peste 10 zile. O lună am stat cu o plagă extrem de urâtă pe burtă. Operația mea este atât. Și nu că este atât, dar este atât, adică ea este așa. În fine, n-aș vrea să discut intervenția de atunci. Ce vreau să vă zic, și e singurul lucru pe care o să-l zic legat de operația aia, este că mi-a fost scos apendicele, care s-a întors de la laborator cu apendice perfect normal și nu a fost rezolvată problema de fapt. Pentru că mie mi se inflamase sau spărsese un chis de endometrioză, din pricina căruia am și stat 10 zile în spital, pentru că prin tubul de dren îmi ieșea lichid, nu vreți să știți, trebuie să fie sub 100 de mililitri prin tubul de dren, astfel încât să fie scos tubul de dren. Asta am întrebat și eu în spital și mi-a zis o asistentă, nu sunt doctor, nu știu. Eu aveam 500 de mililitri minim în fiecare zi și totuși după 10 zile mi-a scos tubul de dren și mi-a zis să mă duc acasă și să mă caut, pentru că au văzut ei acolo că ar fi o problemă pe la ovari. Cred că au și menționat ceva de endometrioză. Ideea este că, din punctul meu de vedere, nu a fost o intervenție corectă, dar who am I to say that, ca să zic așa. Asta s-a întâmplat în martie, pe 1 martie noaptea m-am operat, am tras toată luna, efectiv toată luna am tras de operația aia, pentru că nu mi se închidea și tot îmi ieșea lichid pe acolo și tot era urâtă și făcuse așa un fel de zgaibă albă, nu mai zic despre asta. Treaba este că pe la jumătatea lunii martie, când am văzut că nu e de glumă, m-am urcat în mașină cu Cristian și m-am dus peste cei de la Ponderas, la camera de gardă și am zis: acum vreau să mă vadă un chirurg că nu mai pot. Nu m-au văzut pentru că era o coadă la Ponderas, nu vreți să știți cât, și m-am urcat din nou în mașină, ploua în ziua aia, Doamne, și eu abia mergeam, nu vreți să știți. Și m-am dus la Regina Maria, la Euroclinic, la camera de gardă și acolo, Doamne ajută, am întâlnit un om, cred că femeia e îngerul meu păzitor. M-am cerut să mă vadă un chirurg, pentru că evident că ținea de chirurgie treaba asta, și am spus ce am și ce mi s-a întâmplat și am vrut să mă vadă un chirurg. Și din fericire era un chirurg de gardă, o doamnă doctor, care vreau să zic că a fost atât de treabă și de amabilă și de serviabilă și mi-a explicat atât de bine, încât eu în momentul acesta sunt ok datorită dumneaei. Mi-a zis, în primul rând mi-a tratat plaga aia și odată la câteva zile mergeam la ea la control și mi-a dat numărul de telefon și o sunam și tot timpul eram disponibilă și îmi răspundea și îi trimiteam poze și arătam cum e și așa mai departe. Și în al doilea rând mi-a zis: caut-o pe doamna profesor dr. Elvira Brătilă, pentru că dumneaei este as în ceea ce privește endometrioza. Despre asta vorbesc.
Atât de as este femeia asta. Din nefericire nu am putut să ajung la dumnea ei pentru că nu am putut să ajung la dumnea ei. Nu o găseam pe nicăieri. Avea un site, pe site nu găseam unde să sun, nu puteam să sun. Am încercat să fac programare. Cred că tot la Monța am găsit-o. Cu siguranță tot la Monța, că nu colaborează cu ei de ieri. Cu siguranță era și anul trecut, doar că n-am putut să fac programare. Când am sunat să fac programare, mi-au zis că peste nu știu câte două luni, ceva de genul, nu. Și i-am zis doamnei doctor treaba asta și mi-a zis ok, soțul dumnei, domnul profesor, care este șeful, capul de tuticapii aici la Euroclinic, hai la dumnealui, ia toate cele pe care le ai, o să spună ce ai de făcut, o să vezi aia. Între timp, pentru că a durat un pic de când mi-a zis toate lucrurile astea și până când am ajuns la domnul profesor, am rugat-o să-mi spună dacă trebuie să mai fac și altceva. Și mi-a zis da, remene cu protocol de endometrioză urgente. Și ca să nu mă duc în fiecare zi la domnul profesor, m-am dus când am avut toate cele. Vedeți că la remeneul cu protocol de endometrioză interpretarea durează vreo săptămână sau ceva de genul ăsta, adică nu e pe loc. Sau nu e de pe zi pe alta, chiar a durat foarte mult la mine. Și după o săptămână nu-mi trimiteau și noroc că m-am agitat eu un pic, le-am dat niște telefoane și până la urmă mi-au trimis rezultatul, astfel încât să pot să merg din nou la domnul profesor, că aveam programare și îmi trebuia neapărat și rezultatul. Și m-am dus la dumnealui la o consultație. Mi-a explicat exact care e situația, mi-a zis și faptul că din fericire sunt într-un stadiu avansat, dar nu atât de avansat, pentru că din nefericire endometrioza migrează și migrează prin abdomen. Migrează pe pelvis, migrează pe col, migrează pe colo, migrează pe colo, unde evident creează niște probleme. Din fericire, în cazul meu, nu migrase nicăieri. Dacă auziți vreodată vreo femeie care nu mănâncă gluten, care nu mănâncă produse cu gluten sau că nu mănâncă dintr-o anumită situație, există posibilitatea ca ea să sufere de endometrioză care să fie localizată stomacal sau ceva de genul acesta și glutenul este unul dintre alimentele pe care ar fi bine să le eviți, alimentele, doamne. Este, înțelegeți voi, e bine să eviți glutenul pentru că te simți mai bine din suferind de treaba asta. Nu știu cum se îndepărtează sau dacă se îndepărtează de pe organele astea, dar sincer, oricum toate lucrurile astea vi le va spune un medic și oricum tot ceea ce vreau să luați din această experiență este faptul că trebuie să mergeți la medic. Nu faceți ce am făcut eu, nu vă axați pe ceea ce m-am axat eu, mergeți la medic și el vă va îndruma de acolo înainte, vă va zice tot ce aveți de făcut. De principiu, endometrioza se tratează chirurgical și asta este cea mai bună soluție pentru ea, însă evident că există și niște soluții medicamentoase. Eu am întrebat dacă există și posibilitatea să vorbim despre un tratament medicamentos și domnul profesor mi-a explicat că nu. Dacă era mult mai într-un stadiu incipient sau într-un stadiu nu atât de avansat pe cât era în cazul meu, am fi putut să încercăm și un tratament medicamentos care, practic, din câte am înțeles, înseamnă o menopauză indusă. Pentru că, practic, boala asta se mărește, chisturile astea se augmentează odată cu fiecare ciclu și odată cu fiecare perioadă menstruală. Pentru că se hrănește, chistul ăsta se hrănește cu lichidul ăla menstrual. Asta e ceea ce am înțeles eu și e cumva explicația băbească a ceea ce o să vă explice doctorii. Repet, mergeți la doctor dacă 3 secunde v-am tras un semnal de alarmă și dacă 3 secunde v-ați regăsit în această poveste. Ca să înțelegeți cât de bine sunt acum, de ieri sunt în perioada menstruală și trebuie să vă zic și pe asta, mă îndoiesc că o să uite vreun bărbat la clipul ăsta, dar dacă e aici, e interesat de subiect și mă mândresc cu faptul că nu am luat nicio pastilă până acum. Nu este așa în fiecare lună și deși am avut niște consultații în perioada asta, în anul ăsta cât a trecut, operația mea a fost anul trecut pe 18 iunie
Și nu este așa în fiecare lună și sunt luni în care iau un Tador, sunt luni în care iau două Tador, nu în același timp, unul azi și unul mâine, dar de ieri, de când mi-a venit, mă mândresc cu faptul că nu am luat nicio pastilă. M-a durut într-adevăr, adică nu înțelegeți că nu m-a durut. Cristian râdea de mine de dimineață pentru că l-am rugat pe el să mă ducă la birou că îmi era așa cam rău și am avut și multe lucruri de adus și mi-a fost greu chiar să le iau și eu cu un Uber sau un ceva. Și l-am rugat pe el să mă ducă la birou, dar râdea de mine de dimineață, îmi place de tine, te-ai trezit, ai mâncat micul dejun, te-ai culcat, acum te-ai trezit, pleci la birou, adică la modul ăsta, vă dați seama. Am avut o dimineață slow, foarte, foarte slow. Dar trecând de la acum 2 ani la a rămâne paralizată de dureri, a nu putea să mă mișc de durere, a nu putea să respir de durere, la a țipi un pic așa jumătate de oră pentru că mă doare burta, credeți-mă că diferența este ca de la cer la pământ. Și da, de cele mai multe ori, acum, după operație, iau un Tador în momentul în care am ceva important de făcut și știu că trebuie să plec undeva și nu vreau să merg pe stradă cu durerea aia, pentru că am suferit atât de mult, atât de mult și atât de mult timp, încât acum nu mai vreau să mai sufăr. De asemenea, ce vreau să vă mai menționez important legat de mine este faptul că între finalul lunii martie, când doamna doctoristă mi-a zis ce am de făcut, și momentul în care am ajuns la domnul profesor, mi-am făcut remeneul, dar s-a mai întâmplat ceva decisiv. Respectiv, pe 30 aprilie, cred că o să țin minte toată viața ziua asta, m-am dus, era o zi liberă, Sfântul Andrei, Sfântul Doamne, era o zi liberă. Ce zi liberă era? Era o zi liberă, pe 30, nu sunt oameni, că ăla este în 30 octombrie, noiembrie, noiembrie. Cut. Așa, ce era? E o zi liberă, pe 30 aprilie. Nu știu ce, era o zi liberă oricum, poate înainte de Paște sau ceva de genul. În fine, anul trecut, în 2021, am fost la salon să mă coafez și să-mi fac unghiile. Fetelor, niciodată în viața mea, vă garantez, mă uit în ochii voștri și vă zic, niciodată în viața mea nu mi-a fost atât de rău pe cât mi-a fost atunci. Salonul este foarte aproape de noi, la modul că este aproape la blocul vecin, hai să zic, o distanță de 100 de metri între casa noastră și salon, și este salonul la care eu mergeam să mă spăl pe cap după ce m-am operat, pentru că nu puteam, și dacă o lună și jumătate am stat cu burta spintecată, practic, vă dați seama că nici baie n-am făcut, adică m-am spălat cu șervețele pentru toată viața, vă imaginați. Dar atunci țin minte că am zis, merg așa să mă răsfăț, deși puteam să fac eu acasă, dar să-mi fac unghiile, să aibă fetele grijă de mine, era o zi liberă de la birou, în fine. Vreau să zic că atâta timp cât m-am spălat și m-am uscat la păr, am fost cât de cât în regulă. Măi, dar în momentul în care am trecut la manipedi, m-a apucat un rău atât de tare, încât lasă că mă transformasem la față de durere, efectiv eram schimonosită de durere, dar începusem să transpir, dar aveam o transpirație rece și nu mai puteam să raționez. Eram atât de rău încât nu puteam să mai gândesc. Am rugat-o pe doamna de acolo doar să mi le curețe, pentru că nu mai avea foarte mult, terminase la picioare și mai avea așa, mi le-a curățat și am zis, vă rog, plec, pentru că efectiv nu mai pot. L-am sunat pe Cristian și i-am zis, vino, te rog să mă iei de la salon, pentru că îmi e frică să vin singură până acasă. Vă repet, erau 100 de metri ziua în amiaza mare și pentru că el a întârziat un pic până s-a îmbrăcat, s-a schimbat, ce a făcut și el acolo și a durat, să zic, 5 minute, eu n-am putut să mai stau acolo, îmi era frică să stau pentru că îmi venea să vomit și mi-imaginam doar cum vomit în mijlocul salonului acolo și mi-e rușine, vă dați seama că nimeni nu-și dorește să facă asta și până la urmă probabil că toată lumea ar fi înțeles că mi-e rău, dar mi-era mie rușine de niște oameni pe care i-am văzut în fiecare săptămână timp de 2 luni de zile, cât durase între de la prima operație și cât mersesem eu să-mi fac de toate la ei, că eram neputincioasă și nu puteam să mi le fac singur. Nu știu de ce am impresia că tricoul ăsta stă într-o parte. Ei, ideea este că am ieșit din salon și am luat-o
spre casă, pe o alee, unde sunt mașini parcate pe o parte. Și vreau să zic că am mers de la salon până aproape acasă. Efectiv, am mers pe mașini. Oamenii care au trecut pe lângă mine, bine, pe lângă faptul că n-a venit nimeni să întrebe, doamna, sunteți bine, vă ajut cu ceva, vă iau de braț, vă duc, vă car în cârcă, în brațe, în... Nimeni nimic. De ce s-ar întâmpla treaba asta când vezi că un om e aproape leșinat? Nu ai de ce, că te grăbești, tu ai treabă, te duci în treaba ta. Și vreau să zic că am mers pe mașini, efectiv mă sprijineam pe mașini și când am văzut pe Cristian că vine spre mine, parcă mi se terminaseră toate problemele și am zis, te rog, lasă-mă să mă țin de tine pentru că nu pot să mai merg. Efectiv nu puteam să mai merg. Dacă aș fi fost și eu așa vreo pipernicită, aș fi să mă ia în brațe, dar săracul cred că făcea hernie cu mine până sus. Și am mers sus și m-am așezat în pat și n-am putut să stau în pat, dar efectiv am căzut leșinat așa un pic în pat. Și n-am putut să stau și m-am dus în baie și am, îmi pare rău că trebuie să zic asta, dar am vomitat de nu am mai știut de capul meu. Și acesta este un simptom al endometriozei, faptul că atunci când așa vomiți și ai tendința asta de a un altul și trebuie să fiți foarte atente la treaba asta, este primul lucru de care m-a întrebat domnul profesor în momentul în care am fost la prima consultație, dacă sunt constipat. Dacă aveți perioade în care vă constipați, mare atenție, pentru că și asta favorizează cumva, nu știu dacă m-am exprimat bine, dar o să o lăsăm așa, această endometrioză, care e cea mai păcătoasă boală a vremurilor pe care le trăim. Pentru că și da, o să mă contrazice și o să spuneți că sunt alte boli mult mai grave, da, dar nu e cunoscută, nu e diagnosticată corect, femeile suferă îngrozitor, iar când se duc la doctor și când găsesc doctorul ăla care știe ce face, este mult prea târziu. Și credeți-mă că cred că poți să-i spui unei femei orice și poți să-i pui în cârcă oricâte greutăți ai vrea tu. În 99% din cazuri, nu zic 100% pentru că sunt și femei care nu-și doresc asta, dar în 99% din cazuri, mi se pare că e ca și cum i-ai lua o mână femeii care îi spui că nu o să poată să facă niciodată copii. Asta este părerea mea și asta este părerea mea bazată pe niște lucruri pe care le-am discutat de-a lungul timpului cu multe femei. Acela a fost pentru mine momentul decisiv, acela a fost pentru mine breaking point-ul, a fost clipa în care am zis, mă programez la operație. A doua zi am pus mâna pe telefon, a prima zi lucrătoare după data de 30, am pus mâna pe telefon, am sunat la cabinetul domnului profesor și am zis, programați-mă pentru că nu se mai poate. Iar pe 18, pentru că trebuia să treacă bine perioada asta, trebuia să mai treacă nu știu ce timp, pe 18 mai m-am operat, m-am internat o zi la Regina Maria, nu vreau să știți câți bani am cheltuit, însă vă zic, susțin și sunt de părere că pentru sănătate dai oricât și da, sunt în asentimentul vostru și știu că vă stă pe limbă și o să zic eu înainte să o ziceți voi, sunt de părere că atâta timp cât plătim taxe în țara asta este normal să beneficiem de niște servicii, dar dacă nu beneficiem de ele, ne ducem și le plătim, pentru că sănătatea este mult mai importantă decât ambiția noastră de a rămâne la mila statului și de la latitudinea statului. Am cheltuit minim 150 de milioane, poate chiar spre 200, cu totul, în perioada când am ieșit din spitalul în care fusesem operată de urgență până la operație și după operația aceasta. Acum, n-ar fi corect să vă dau niște costuri, pentru că ele probabil că nu mai sunt aceleași, dar aproximativ cam astea au fost costurile mele și cu siguranță voi o să, dacă aveți nevoie de investigații și de toate cele, o să găsiți niște medici buni care le vor face și probabil că ei vor practica alte costuri. E costisitor, într-adevăr, dar durerea pe care poți să o trăiești toată viața, cred că este, nu ar trebui să
fie contorizată, nu știu cum să mă exprim, să fie, să înțelegeți voi exact ce zic. Ar trebui să dai oricât, astfel încât să nu mai simți acea durere. Prin clipul ăsta nu vreau să fac reclamă cuiva, va menționa numele medicului doar pentru că s-a întâmplat să fie din aceeași familie cu doamna profesor și mi s-a părut foarte interesant faptul că l-am întâlnit și pe dumnealui acolo. Ca să înțelegeți ce am făcut după, la o lună după operație, m-au operat 3 doctori în primul rând, adică domnul profesor, medicul, cred că primar se cheamă, sau specialist, în fine, mâna 1 de la operație, și doamna doctor care m-a tratat în toate lunile acestea. Și m-am bucurat tare mult că a fost acolo, pentru că v-am zis, eu o văd așa cumva ca pe un înger păzitor și o văd ca pe cineva foarte apropiat care m-a ajutat când nu știam ce să fac și nu știam încotro să o apuc. Și a doua zi am plecat acasă pe picioarele mele, umflată, într-adevăr, atâta eram de umflată, dar am plecat din spital pe picioarele mele. Încă în lift, de la etajul 1, unde avusesem rezervat până la parter, am coborât cu un domn care probabil că venise la cineva sau ceva de genul ăsta și când m-a văzut că sunt așa șubredă, pentru că îl așteptam pe Cristian să vină să mă ia, că nu puteam să plec eu cu bagajul, că eram operată totuși, am avut o intervenție din asta la laparoscop, pentru că îl așteptam pe el să vină să mă ia, domnul ăsta mi-a zis să vă ajut cu ceva, vreți să vă ajut să vă deplasați? Și am zis, nu, stați liniștit, că după ce am stat 10 zile în spital acum 2 luni, acum sunt floricică, ia să mă vedeți ce zbur pe aici. Pentru că mi s-a părut foarte drăguț din partea lui, dar na, sunt foarte puțini oameni de genul acesta. Ideea este că la o lună de la operație am mers la control, m-a văzut mâna 1, practic, de la operație, doamna doctor Manta, a fost mâna dreaptă a domnului profesor și mi-a zis că este totul în regulă și la minim 8 luni trebuie să vină domnul profesor pentru că e nevoie de timp de vindecare. Și m-am dus în februarie, m-am dus și mi-am făcut toate analizele pentru că trecuseră cumva minim 6 luni de când îmi făcusem analizele fix înainte de a mă opera, un pic mai mult de 6 luni chiar, și m-am dus la medicul meu, cel pe care îl aveam, cel pe care l-am descoperit de fapt în urmă cu vreo 2 ani, nu cel care m-a trimis să fac copii, un alt medic pe care mi l-a recomandat o prietenă, și m-am dus la dumneaei și i-am arătat și i-am spus, uitați, asta s-a întâmplat, am făcut, am dres, am așa, și mi-a zis, e perfect, totul arată foarte bine, mergi când ai timp și la domnul profesor ca să te vadă, să știe cum ești, dar este totul absolut perfect. Și o să merg acum în iulie și la domnul profesor. Sincer, nu am mers pentru că e destul de costisitor și da, dai, rămân la aceeași idee, dar având aceste două consultații între timp, la o lună de la operație și la 7 luni sau câte au trecut de la operație, am considerat că e în regulă să mai amân un pic până în iulie, august, gen, și să mai am atunci o consultație, astfel încât să mai treacă încă un timp până când refacem analizele pe care le fac eu o dată pe an și așa mai departe. Asta este experiența mea. Dacă vreo secundă știți vreo femeie care are astfel de dureri, vă rog, trimiteți-o la doctor. Mergeți cu ea la doctor, Doamne ajută să nu aibă nimic, dar paza bună trece, primești diarea și consider că e mai bine să previi decât să repari ulterior și să ne auzim cu bine pe subiectul ăsta și dacă aveți și voi cazuri, dacă aveți și voi, dacă suferiți și voi de boala asta nemiloasă, ne-ar plăcea să ne auzim în comentarii și să-mi ziceți cum treceți prin ea și cum faceți față sau cum trec femeile pe care voi le cunoașteți prin boala asta și cum i-au făcut față și sper să-mi dați vești bune și să-mi spuneți că s-au rezolvat și că sunt în regulă. Nu știu dacă am apucat să vă inserez niște momente, dacă nu, probabil că o să fac acum, ale unei paciente care fusese operată de niște X ori, înainte să ajungă la endomedicare, la doamna profesor Brătilă și să fie rezolvată situația ei. Nu înțeleg cum un doctor te poate deschide și îți poate curăța insuficient un loc, astfel încât să fie nevoie și de a doua și de a treia și de a noua operație. Nu înțeleg, eu nu înțeleg treaba asta. Adică pentru mine ar trebui să se rezolve toate la fel
și ar trebui să rezolve toate la fel de bine, da, ok, recidivează, există și riscul ăsta, dar n-aș vrea să recidiveze pentru că a mai rămas ceva acolo. Aș vrea să recidiveze că asta e soarta și atunci nu te pui, adică în situație ipotetică, nu vreau să recidiveze deloc. Dar ipotetic vorbind, dacă trupul meu este atât de altfel și menirea mea în viață e să trec prin chestia asta de 7 ori, nu vreau să se întâmple pentru că nu e în stare un doctor să curețe cum trebuie. Se întâmplă că așa vrea Dumnezeu și atunci nu te mai pui împotrivă pentru că nu ai cum. Asta este tot. Am să vă anunț când vom lua decizia de Esmeralda estoy embarazada. Nu țin pentru mine, o să o împărtășesc și cu voi. Și cu siguranță, în momentul în care o să întâmple chestia asta, dacă o să mai fiți pe aici, o să vedeți că probabil că o să vă iau cu mine în parcursul ăsta pe care vreau să îl am sau în seria asta de evenimente care o să se întâmple, pentru că asta este ceea ce fac. Și dacă ceea ce zic într-un clip ajută măcar un om, indiferent că vorbesc de un produs și recomand un produs sau că dau un sfat sau că cineva înțelege ceva și poate să ia o decizie pe baza ceea ce zic, eu sunt foarte fericită. Nu vă luați după mine. Mai zic o dată treaba asta, nu vă luați după mine, pur și simplu mergeți la doctor. Doctorul este singurul care vă poate ajuta și este singurul care are adevărul absolut. Exagerez acum, e singurul care are detaliile de care voi aveți nevoie. N-am mai plâns. Mă mir că n-am mai plâns. Sper că n-am pe aici mascara sau ceva, că nu m-am uitat în oglindă atât de îndeaproape. Hai să trecem la partea fană a acestui clip, adică la partea în care vă arăt aceste două colete. Sunt cumva adiacente și se potrivesc cumva acestei situații, mai cu seamă pentru că vorbim despre îngrijirea părții feminine a femeii. Mamă, cum am dat-o pe asta, sunt... Am primit un colet de la Always. Acum ceva timp, adică recent, nu acum ceva timp, recent, am primit coletul acesta care ne aduce niște noutăți în ceea ce privește produsele lor și vreau să îl desfacem împreună odată și o să le mai dau o șansă. Știți că eu folosesc alt brand de mulți ani pentru că la un moment dat am avut niște probleme cu absorbantele Always și am refuzat categoric să le mai folosesc. Însă, acum nu pot să fiu nebună și trebuie să recunosc și faptul că lucrurile se mai schimbă în timp și că există și posibilitatea ca lucrurile să se îmbunătățească și oamenii ăștia să-și îmbunătățească și produsele astfel încât să nu mai existe probleme. O să le dăm o șansă, o să vedem exact despre ce este vorba și vă povestesc imediat. Scrie aici confort și protecție Always Platinum și sunt absorbante de nivelul 2, adică nici cele mai cele, dar nici cele mai cele invers. Cred că toate astea sunt așa. Am niște plicuri cu două absorbante, niște plicuri din astea mici. Și mai am aici Always Platinum, tot de nivelul 2, de flux, cred că se zice, protecție și confort. Și era o treabă cu aripioarele acestor absorbante, Comfort Lock Wings, adică sunt absorbante care, stați că văzusem undeva, dar nu mai știu unde, uite aici. Sunt absorbante care se împreunează așa la modul ăsta, astfel încât să prevină scurgerile. Ceva miroase foarte frumos. Mamă, asta miroase. Sare de baie. Cât de frumos miroase! Ia uitați-vă, ce drăguț! Haine măi! Ce drăguț! Îmi place și butoiașul acesta, foarte, foarte fain. Da, merit o astfel de baie, dar nu în perioada asta. Ok, aici avem ceva mai intens. Acestea sunt cu 3, la fel cu Comfort Lock Wings. Și mai avem aici 2 din acestea mici, celelalte fiind duble. Ăsta e cu 3 și ăsta este cu 2. Și hai să vedem ce spun ei aici despre aceste noi absorbante Always Platinum, da? Dacă le căutați,
sau dacă le folosiți, să scrie așa Platinum pe ele. Mai mult confort, mai multă protecție. Fie că vrei să afli o nouă pasiune sau să îți perfecționezi unele dintre abilități, e genul de femeie care vrea să simtă că trăiește fiecare moment al vieții. Cu noile absorbante Always Platinum cu aripioare Comfort Lock, nu e nevoie să renunți la dorința de a explora și de a participa la noi provocări zilnice, chiar în perioada micromenstruală. Noile absorbante sunt acum îmbunătățite pentru a-ți oferi mai mult confort și mai multă protecție. Aripioare moi, concepute pentru a fi blânde cu pielea și pentru a evita iritarea. Tehnologia 3D Leak Guard pentru a preveni scurgerile laterale. 1000 de microperne pentru un plus de confort și absorpție. Design soft and fit pentru a se potrivi corpului tău. Și există în varianta 1, 2, 3, 4. Ia uite, 4 fiind cele de noapte. Da? Le vedeți așa aici și cam atât. 1 și 2 sunt de zi și 3 și 4 sunt de noapte, de fapt, așa cum spun ei aici. Asta voiam să vă zic, că au apărut aceste absorbante noi, cu siguranță le voi încerca pentru că am primit coletul ăsta și e normal să le folosesc și o să ne auzim eventual în clipul de empties, când o să vă povestesc și vouă care-i treaba cu ele și cum s-a dus până la adânci bătrâneți și cum mi se par. Pentru că, na, știți ce folosesc, dacă îmi urmăriți clipurile de empties, dacă ați văzut măcar un clip, știți cu siguranță. Acum, am acest colet, uitați-vă cât este de frumos. Ce credeți, că vreau să-l desfac? Nu vreau să-l desfac, vreau să-l las așa, să stea așa frumos. Am coletul acesta de la Eva Intima. Sincer, e un brand de care eu nu știam. Măi, vreau să-l desfac așa, ca să pot să-i pun asta la loc, dar hai că... pentru că trebuie să fac și un material pentru Instagram cu el. Eu nu știam de brandul ăsta, am văzut ieri sau alaltăieri clipul pe care l-a pus Ani, The Beauty Barometer, că nu cred că e cu The, și care zicea că a folosit unul dintre, avea un empties și zicea că a folosit unul dintre gelurile intime și zicea acolo părerea despre ele. Hai să vedem despre ce e vorba. Bine te-am găsit, cu siguranță te pregătești de vacanță în perioada aceasta. Indiferent dacă vei merge la mare sau la munte, ți-am trimis acest kit ca să îl ții aproape în perioada concedii. Misiunea Eva Intima este să avem grijă de fiecare femeie în fiecare etapă a vieții. Formulele Eva Intima se bazează pe ingrediente de origine naturală și pe un mod natural de acțiune, selectate pentru eficacitatea și siguranța lor în îngrijirea intimă a femeilor. Extracte de plante tradiționale, mușețel, aloie, cimbru, salvie, fitoestrogen și vitamine cu eficacitate demonstrată. Suntem aici să discutăm deschis, fără taburi, despre igiena intimă. Dacă ți-am trezit curiozitatea, te așteptăm și pe pagina de social media. Eva Intima îți oferă un spațiu în care să te simți în siguranță, prin care să îți poți spune povestea fără teama de a fi judecată. Eva Intima are grijă de zona ta intimă, să îți poți exprima feminitatea și îi găsiți pe ei aici, aici și aici. Instagram și Facebook. Da, și eu am aceste două unghii la modul ăsta. Hai să vedem ce conține acest colet minunat. Dar câte produse sunt aici. Interesant! Au o grămadă de produse. Eva Intima, noua îngrijire intimă. Ce tare e logo-ul lor. Îmi place foarte mult. Hai să vedem ce avem. În primul rând, gel cremă anti-mâncărime pentru uz extern. Știți că eu folosesc și cremă, știți? Știți că v-am zis într-un clip că folosesc și cremă, știți și ce folosesc și multe mi-ați mulțumit pentru recomandarea aceea, dar cu siguranță le voi folosi și pe acestea. Așa arată, sper să nu o confund vreodată cu vreo cremă de față, dar e foarte drăguță, adică ambalajul chiar îmi place și conceput pentru a oferi o calmare imediată, naturală și eficientă a organelor genitale externe. Da? E pentru uz extern aceasta. Hai să-l punem... pe lângă. Mai avem un camomil duș cu pH 4,2, minor discomfort, arată așa, și e soluție de curățare vaginală cu acțiune calmantă. E cu acid lactic aceasta și ia să vedem cum arată. Ok.
This is weird. Așa arată. N-am mai văzut până acum așa ceva. Cred că trebuie să mă uit pe prospect ca să văd cum se folosește. Ah, ok, uite, arată ei aici ce și cum folosim, dar mi se pare cam interesantă treaba. Ia aici în ce limbă zic, asta cred că e în engleză, ia uitați. Da, e o soluție de curățare vaginală, ca să înțelegeți. Exact. Și acest recipient ne indică treaba asta. Păi dacă deschideam eu coletul ăsta, dacă îl deschideam eu la timp, mai dormeam astăzi? Nu mai dormeam, pentru că aveam aici peciuri pentru crampe. Ce tare! Menofix se cheamă, de la Eva Intima. Heated patch for relief from menstrual cramps. Conceput pentru a ameliora imediat crampele menstruale prin furnizarea de căldură 50-60 de grade cu o durată de acțiune de până la 8 ore. Minunat! Asta este absolut minunat. Mergem mai departe. Urinary Care, văd. Daily Liquid Cleanser. De folosit în caz de infecție urinară. Serios? Atât? Gel de curățare zilnică adecvat pentru utilizarea în caz de infecție ale tractului urinar. Conceput să ofere o curățare delicată și o protecție sporită împotriva infecțiilor tractului urinar. Elimină secrețiile și mirosurile din zona organelor genitale externe, păstrând umiditatea și fiziologia pielii. Utilizarea sa împreună cu medicamente pentru tratamentul infecțiilor tractului urinar contribuie la un tratament reușit. A, ce tare! Ia uitați-vă la ăsta! Habar n-aveam că există așa ceva, dar e foarte, foarte interesant. pH-ul este de 3,5. Sincer, nu am citit legat de treaba asta cu pH-ul, dar tot la Beauty Barometer, tot la Ani, am auzit și asta și cred că o să mă mai interesez și eventual când vorbim în Empties despre astea o să am și toate informațiile. Mai avem aici, oh my god, vă las pe voi să citiți ce e ăsta. A început să ofere lubrifiere instantanee. Ok, trecem peste acesta, că nu e 12 noaptea. Daily Wellness, ok, Daily Liquid Cleanser suitable for all skin types. Acesta este pentru mine, ia uitați-l aici, dragul de el. Același pH de 3,5 și același recipient cu pompiță, foarte bine și foarte fain de utilizat. V-am zis că treaba asta nu-mi place la cel pe care îl folosesc și pe care îl laud atât de mult. Faptul că trebuie tot timpul să stau, să pun mâna pe el, să-l iau, să-l întorc, să așa, așa, aici apeși o dată o pompiță și aia-i treaba. Și mai am aici ceva, Bikini Shaving Foam și Bikini Balm. Astea îmi plac foarte mult. Bine, toate îmi plac foarte mult, mai puțin unul. Dar astea mi se par foarte interesante. Avem un Bikini Shaving Foam și mă gândesc că ăsta este făcut să fie ceva mai prietenos cu zona aceea din apropierea zonei intime, cu zona bikinilor sau pe acolo, și să calmeze cumva zona după epilare. E un recipient din ăsta care transformă lichidul din interior în spumă în momentul în care apeși aici și văd eu că are efect de calmare, antifungic, de hidratare, antimicrobian, antiinflamator, așa și cam atât. Cred că asta scrie aici, uitați-vă, și arată exact așa. Ia uitați. Iar gelul cu care trebuie să ne dăm după, interesant și acesta, arată așa. Bikini Balm. Așa, ce pot să vă zic este că probabil că aceste produse se găsesc pe la farmacia Tei. O să le caut și eu pe internet. Cred că tot de la Ani am auzit că așa a cumpărat din farmacia Tei. Nu știu, sincer, nu știam că există acest brand, dar acum sunt la curent cu el și, sincer, primul pe care o să-l folosesc, pentru că aproape că mi se termină cel pe care îl am acum și cred că o să-l vedeți în Empties de iulie, o să fie acesta, Daily Wellness, cu pH-ul de 3,5. Și o să folosesc și crema asta, care, ba nu, nu e asta, stați așa, stați așa, ba da, asta e crema
care am zis că arată ca o cremă de față. Da, 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 asta este. Cu siguranță o să încep și pe asta și pe cele de epilat. Despre restul o să mai vedem și o să mai vorbim dacă și când va fi cazul. Dacă o să-mi fie necesar acest patch, cu siguranță am să-l pun și pe el. Mulțumesc, Eva Intima, din suflet pentru acest colet. Uite că s-a nimerit cumva la fix pentru subiectul pe care l-am abordat astăzi. Și uite că, deși poate că n-aș fi vrut să vorbesc despre asta, pentru că până la urmă e o experiență despre care vă povestesc doar dacă mă simt confortabil și, după cum ați văzut la începutul clipului, nu m-am simțit chiar confortabil, se pare, deși eu aș fi zis că n-am de ce să nu mă simt, dar, în fine, ideea este că am făcut-o, mă bucur că am împărtășit toate lucrurile astea cu voi. O să vă pun link-uri pentru produsele astea de pe internet ca să le localizați pe ele în mod particular și voi vi le luați de unde vreți, evident că nu vă obligă nimeni să le luați de undeva. Nu știu dacă aș putea să vă mai pun niște link-uri eventual de la Spitalul Monța și de la acest Endomedicare, pentru că dacă sunteți interesate de mai multe informații sau vreți să vă duceți la o consultație sau vreți să recomandați cuiva să facă treaba asta, să aveți de unde să îi dați informații. Vă mulțumesc din suflet că ați fost aici, vă rog să nu judecați, vă rog încă o dată, insist pe treaba asta, să dați un share acestui material astfel încât el să ajungă la cât mai mulți oameni și cât mai multe femei să afle că există o soluție în situația în care au o durere și ea este cumva inexplicabilă și nimeni nu știe să le zică de ce. Există riscul acesta și atunci ar fi cât mai bine să știe cât mai multă lume. Și by the way, dacă o cunoașteți pe mama, vă rog să nu îi vorbiți despre acest clip, pentru că nu cred că v-am zis niciodată treaba asta, dar eu am o bunică foarte bolnavă de care are grijă mama mea, este imobilizată la pat și de vreo 3 ani are niște perioade foarte nasoale, așa că eu i-am ascuns, am evitat să îi spun motivul real al operației. Ea știe că sunt operată de niște chisturi care îmi făceau probleme și care erau cam mari. Nu știe de endometrioză pentru că am ales să păstrez pentru mine asta până în momentul în care ea nu va mai avea atâtea probleme și va fi un pic mai eliberată de stresul pe care îl trăiește în momentul de față. Și sunt așa un pic că există posibilitatea să găsească pe undeva clipul ăsta, că se uite ea pe YouTube, nu știe de canal, știe de canalul meu, dar nu știe cum să mă găsească, dar am așa un pic de emoții. Îi voi spune în momentul în care va fi cazul și va fi un pic mai, nu stabilă psihicul, va fi un pic mai eliberată de niște probleme pe care și le are și le face și așa mai departe. Și unul dintre motivele pentru care nu i-am zis, de fapt principalul motiv pentru care nu i-am zis că e cam și singurul, este faptul că majoritatea oamenilor asociază endometrioza cu infertilitate și nu vreau ca ea să trăiască până în momentul în care eu voi rămâne însărcinată, nu vreau să trăiască cu această grijă că eu nu voi face niciodată copii. Pentru că foarte greu am convins-o să nu mă mai întrebe fiecare lună, foarte greu am convins-o să nu mă mai întrebe, dar de când s-a întâmplat treaba asta nu mă mai întreabă și mă lasă în pace. Așa că, da, sunt conștientă de faptul că foarte mulți oameni au prejudecăți, sunt conștientă de faptul că foarte mulți oameni din necunoștință de cauză și din ignoranță și din multe alte lucruri trag niște concluzii pe care n-ar trebui să le tragă, dar până la urmă sunt aici și să vă dau niște informații și pe canalul ăsta nu e vorba doar despre hi-hi-hi, ha-ha-ha, hai să ne plimbăm, hai să ne machiem, hai să desfacem un colet. E vorba de mai mult de atât și cu siguranță nu va fi singurul clip pe subiectul ăsta pe care îl voi face, dar e suficient deocamdată și probabil că o să vă mai povestesc o dată după ce, în momentul în care vom lua decizia de a merge mai departe și de a ajunge la Esmeralda, este asembarasada. Da, da.
mai povestim pe subiectul ăsta, pentru că probabil că va fi un proces mai greu decât în mod normal și sunt conștientă de faptul că există posibilitatea să avem nevoie de ajutor la un moment dat în viața asta. Așa că da, asta e tot. Vă mulțumesc că ați fost aici. Nu uitați să share-uiți oriunde puteți materialul acesta, astfel încât, știu că e lung, știu că e foarte lung, dar el trebuie să ajungă la cât mai mulți oameni. Și știu că nu pot să vorbesc mai puțin, dar n-am ce să fac. Îmi place să, ca oamenii să primească informații și nu vreau să mă grăbesc și să le dau informația pe jumătate. Vreau să le dau toată informația, să fie clară, concisă, cât mai elaborată și atunci de-aia clipurile mele durează atât de mult timp. Vă pup, vă îmbrățișez, ne vedem cu bine data viitoare.